de la pretenția nevinovată că îmi place de ăsta mai mult, că e ca mine sau e ca tata sau ca mama. În acest caz, copiii devin victime ale greșelilor de relație și educație ale părinților lor. Favoritismul părinților în cazul nostru este explicat de interesele personale. Biblia spune, Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Isaac se simte responsabil să-i plătească lui Esau care îl întreține, care îi aduce mâncare. El pleca la vânătoare, Esau, și vânatul pe care îl aducea îl împărțea cu tatăl său Isaac. Și Isaac s-a simțit obligat să-l recompenseze pe fiul său și a găsit că metoda potrivită, deși este grozav de greșită, este să îl iubească mai mult decât pe celălalt fiu al lui, pe Iacov. Iacov a făcut echipă cu mama lui și Esau a făcut echipă cu tatăl lui. Și în loc soții să fie în aceeași echipă și copiii într-o altă echipă, dacă tot vorbim de echipe și împărțim familia pe bucățele, tata s-a făcut echipă cu unul dintre fii și mama cu celălalt. Soțul ar trebui să fie în echipă cu soția, nu cu unul dintre copii, indiferent cum arată, cât de inteligent e și cât de bine știe să se bage pe sub pielea copilului, indiferent ce gen are. În momentul în care părinții se divizează și fiecare își aleg pe un copil care să-i țină partea și de la care să primească suport, echipa părinților se va diviza și a copiilor de asemenea, pentru că favoritismul părinților conduce la rivalitatea copiilor. Uneori este greu pentru părinți să observe fenomenul ăsta în casa lor, dar dacă cineva îi vizitează, este foarte ușor să remarce această tragedie. Tragedia constă în faptul că copiii nu se mai pot corecta niciodată. Relațiile frânte se vor perpetua până când ei vor muri la bătrânețe. De ce soția ar trebui să fie în echipă cu soțul și invers și niciodată cu copiii? În primul rând pentru că legământul căsătoriei este între soț și soție, nu între părinți și copii. Părinții nu fac niciun legământ cu copiii. Numai soțul face cu soția. Căsătoria părinților se realizează înainte de nașterea copiilor, cel puțin cu un an de zile. Copiii vin prin naștere și pleacă prin căsătorie din casa părinților. Și părinții sunt împreună înainte de nașterea copiilor și rămân împreună după căsătoria copiilor. Copiii sunt în chirie aproximativ 20 de ani. Nu se merită să strădesc partenerul pentru un chiriaș care după 20 de ani îndrăgostit de un străin va pleca pentru întotdeauna. Asta este o slăbiciune de caracter și o fisură de gândire, de raționament. Relația unuia dintre părinți mai strânsă de unul dintre copii sau de copii decât de tovarășul de viață trădează neasumarea responsabilităților de soț sau de soție. Biblia poruncește soțului să-și iubească nevasta. Nicăieri Scriptura nu spune la fel de categoric ca părinții să-și iubească copiii. Părinții trebuie să-și iubească copiii. Se subînțelege, dar Biblia accentuează educația copiilor, nu iubirea copiilor, pentru că părinții oricum își iubesc copiii, dar nu la fel de oricum își iubesc soția. După cum la fel Biblia învață soția să fie supusă soțului, nu să fie supusă unuia dintre copil, făcând echipă cu el. Pavel, explicând voia lui Dumnezeu, ne spune că nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. 1 Corinteni 7:4. Dacă soția nu este stăpână pe ea, ci soțul, cum poate ea să-l pună pe copil stăpân peste ea? Sau soțul să pună stăpân pe copil peste el? Soții nu aparțin unul altuia, ci fiecare celuilalt. De aceea copiii nu au dreptul să se amestece în această formulă care e atât de strânsă încât numai Dumnezeu mai încape acolo. Părinții sunt parte din viața copiilor, dar nu cu misiunea să-i despartă, ci cu misiunea să fie ajutați, educați și crescuți. Iubirea necondiționată a părinților a condus la răzvrătirea copiilor.
După cum favoritismul a condus la rivalitate, iubirea condiționată a părinților a condus la răzvrătirea copiilor. Dragostea Rebecăi pentru Iacov l-a umplut pe Esau de resentimente și dragostea condiționată a lui Isaac pentru Esau l-a umplut pe Iacov de frustrare. Biblia spune, Isaac îl iubea condiționat pe Esau. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Întrebare, dacă n-ar mai fi mâncat de vânatul lui, l-ar mai fi iubit? Răspunsul corect este nu. Din moment ce Biblia explică de ce îl iubea, înseamnă că dacă luăm motivul, dispare și iubirea. Eu merg la serviciu ca să câștig bani. Eu mănânc ca să-mi potolesc foamea. Eu dorm ca să nu mai fiu obosit. Dacă aș mânca și nu mi-ar trece foamea, până la urmă n-aș mai mânca. Din două motive. În primul rând că îmi cheltui banii pe mâncare și în al doilea rând că îmi pierd vremea. Îți trebuie cel puțin 15 minute să mănânci și îți trebuie cel puțin 10 dolari. Dacă nu-ți folosește la nimic că mănânci, adică nu-ți mai potolește foamea, n-are rost să mai mănânci. Esau a ajuns să creadă că dacă nu-i aduce tatălui său ceea ce își dorește, va fi respins. Așa a înțeles el că tatăl îl iubește contra cost. Îți aduc din vânatul meu și tu mi-acorzi iubirea ta. Esau pur și simplu a fost angajat la tatăl său Isaac. Esau îi aducea mâncare, Isaac îi dătea iubire. Un business între tată și fiu. Un business murdar. Un business neînțelept. Pentru că atunci când un copil înțelege că părintele îl iubește contra cost, se va răzvrăti pentru că nu este iubit necondiționat. Răzvrătirea copiilor de cele mai multe ori în familie este din cauza lipsei de iubire sau din cauza lipsei de educație. În afară de aceste două motive, pe mine nu mă duce mintea să-l știu pe al treilea. Copiii sunt răzvrătiți în casă ori că nu sunt iubiți de părinți în mod arătabil, vizibil, exprimabil, că ce are fiecare în inima lui, numai Domnul știe, că noi nu suntem din sticlă să se vadă în inima noastră. Dacă nu arătăm, Hristos spune, ce iese din inimă, demonstrează ce e în inimă, dar dacă nu iese nimic, în inimă e nimic. Degeaba spunem noi, păi eu în inima mea iubesc de mama focului. În afară de lipsa iubirii, copiii se răzvrătesc datorită lipsei educației. Ori că e răsfățat și needucat și prost crescut, ori că este frustrat de absența iubirii și atunci simțindu-se singur și neavând capacitatea să gestioneze singurătatea pentru că e copil, mai ales dacă e fată, dar și dacă e băiat, atunci copiii se răzvrătesc. Și răzvrătirea este strigătul lor după iubire, dar și după educație. Sentimentul de neiubire dă naștere la nesiguranța copilului, la neacceptarea lui, la anxietate și la depresie, mai ales la fete. Pentru că Esau nu a reușit să câștige dragostea mamei lui, s-a răzvrătit împotriva familiei și Biblia spune în Genesa 26 următoarele cuvinte. La vârsta de 40 de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata hititului Beri, și pe Basmat, fata hetitului Elon. Ele au fost o mare pricină de amărăciune pentru Isaac și Rebecca. De ce s-au amărât părinții? Pentru că ai lor copii au încălcat legământul lui Dumnezeu și legământul familiei. Nu uitați că Avram a trimis pe un rob să-i aducă soție pentru fiul său tocmai din locul de unde a plecat el, ca să nu încalce legământul cu Dumnezeu. Esau a știut regula casei, pentru că fiecare copil știe regulile casei, stând 20 de ani cu părinții, aud de la părinți lucruri care s-au întâmplat la bunici și la străbunici. Și Esau a știut regula casei, că nu-i voie să te căsătorești cu oameni de din afara seminției care urma să devină poporul mesianic. Dar pentru că s-a răzvrătit din cauza lipsei de iubire, a făcut în ciudă părinților. Când copilul îți va face în ciudă, ori e răzvrătit că nu-l iubești, ori este needucat. Și Biblia ne spune că el a făcut în ciudă luându-și două neveste. Avram nu l-a trimis pe Eliezer să ia două neveste pentru Isaac, ci a trimis să ia o nevastă, pentru că în lumea lui Dumnezeu există o căsătorie monogamă, unu cu una, nici unu cu două, nici unu cu unu. Copilul acesta a vrut să facă în ciudă, să le rupă inima, și când copilul se face un pic mai mare și se conturează personalitatea, el avea 20 de ani, atunci a dat seama că trebuie să-i frângă pe părinții lui, pentru că ei i-au frânt pe el.
și n-a știut să aplice legea milei, îmi dai o palmă, poftim, mai dă-mi una, să te simți bine dacă în felul ăsta te simți bine. El a primit o palmă și a dat două înapoi. A aplicat legea reacției, nu legea milei. Și a frânt inima părinților căsătorindu-se cu două femei cananite, hetite. De ce a ajuns la răzvrătire? Pentru că a fost privat. Privat înseamnă a fost oprit, lipsit să primească dragoste de la părinții lui, care erau în concurență fiecare cu odrasla și cu frumusețea lui. Nimeni nu poate nenoroci un copil mai mult decât proprii copii. Dacă școala încearcă să-l nenorocească, familia poate balansa răul făcut de școală. Dacă un anturaj încearcă să nenorocească un copil, un tânăr, familia poate balansa răul făcut de anturajul negativ. Dar când familia își nenorocește copilul, nimeni nu mai poate balansa. Puțin biserica, dar biserica nu poate să fie mamă și tată pentru nimeni. Ce înseamnă biserică? Înseamnă noi aici pentru două ore. Careva dintre dumneavoastră vă îngrijiți de copilul altcuiva în astea două ore? Nu. Atunci cine credeți că vă educă copiii, dacă nu ne educăm noi înșine? Școala duminicală îi învață versete, îi învață să salute, îi învață să respecte. Dar nu poate școala duminicală în două ore să facă ce nu reușește o familie în 20 de ani. Haide să fim serioși. Al doilea gând pe care vreau să-l pun în fața dumneavoastră este că când copiii se fac mari, unii produc bucurie, alții produc amărăciune. Chiar dacă putem anticipa personalitatea copiilor încă de când sunt mici, mai ales la nepoți, că avem experiență, ea devine evidentă doar atunci când ei se fac mari. Indiferent dacă părinții îi pregătesc pe copiilor să facă decizii corecte în viață sau nu, copiii vor face decizii corecte sau greșite. Când Esau și Iacov s-au făcut mari, s-a conturat personalitatea lor, abilitățile, preocupările, înclinațiile. Biblia spune că atunci când băieții aceștia s-au făcut mari, Esau a ajuns un vânător foarte bun, un aventurier, un om impulsiv, însingurat, care își petrecea timpul în afara casei, pe câmp, în pădure. El trăia mai mult cu animalele decât cu oamenii. Dimpotrivă, Iacov a fost un bărbat sensibil, sociabil, liniștit, cu preocupări casnice, visător, meditativ. Esau avea tendința să se concentreze pe prezent și să-și rezolve problemele prin violență. Iacov avea tendința să se concentreze pe viitor și să-și rezolve problemele prin democrație și mișcări înțelepte, uneori hoțomane și șmecherești. Când Esau și Iacov s-au făcut mari, au făcut alegeri personale. Copiii nu pot face alegeri personale. Și dacă îl trezești duminică dimineața și spui, hei, ridică-te, mergem la biserică, el spune nu, dar de urechi îl duci până în mașină. Când se face mare, degeaba îl trezești că nu se trezește dacă nu vrea, iar dacă totuși se trezește, mai bine nu s-ar fi trezit că urmează un scandal și nu mai poți să-l iei de ureche, pentru că urechea lui acum s-a făcut mare și îți va spune, fii cu minte, că și matale ai urechi. Dacă nu îi explici copilului regulile vieții când e mic, când e mare, nu îi le mai poți explica, pentru că altcineva i-a explicat alte reguli, luându-ți-o înainte. Trebuie să te grăbești, că dacă nu, stau la rând cine să pună gunoi în inima copilului dumitale. Am fost șocat să aud că un copil a mers la un părinte, la părintele lui, la unul dintre părinți, și i-a spus așa, te superi dacă nu mai crede în Dumnezeu? Și părintele a rămas fără răspuns, pentru că știa ce să-i răspundă, dar s-a speriat așa de tare de întrebare încât s-a îngrozit copilul în care a investit. Acum când ar trebui să-i aducă onoare și lui și lui Dumnezeu, este gata să evadeze din relația cu Dumnezeu, de fapt nu din relația, din prezența lui Dumnezeu.
Avem impresia că atunci când copiii ne sunt mici, vor rămâne așa și când se fac mari. Biblia menționează că Dumnezeu l-a urât pe Esau și l-a iubit pe Iacov. Eu nu am timp acum să explic aceasta în virtutea profeției care a fost rostită Rebecăi atunci când ea a mers să întrebe de ce se bat copiii în pântecele ei. O să trec peste partea aceasta și o să spun doar faptul că nu din cauza părinților lui, ci din cauza alegerilor lui, Dumnezeu l-a urât pe Esau și l-a iubit pe Iacov. Esau toată viața a crezut că el e pe locul 2 din pricina părinților lui. El a văzut lupta dintre tata și mama, că se certau toată ziua, în mod special pentru rivalitatea copiilor, pentru favoritismele lor. Esau a ales să nu-l cinstească pe Dumnezeu și să nu-și cinstească părinții. Pe Rebeca, mama lui, n-a cinstit-o pentru că ea îl iubea pe fratiso. Pe tatăl lui nu l-a cinstit pentru că făcea afaceri cu el și îi dătea iubirea contra vânatului pentru vânatul pe care el îl prindea de pe câmp sau din pădure și îl aducea. Dacă citim în Biblie, aflăm că părinții sunt obligați să iubească necondiționat pe copil, indiferent cum e copilul, ascultător sau neascultător. Pedeapsa copilului nu înseamnă absența iubirii. Prezența iubirii e una și prezența pedepsei împreună cu iubirea e alta. Pedeapsa nu înseamnă că nu-l iubești, ci înseamnă tocmai că-l iubești și responsabilitatea te pune în situația să-l fixezi pe copil, că se rătăcește. Când îl vezi pe shoulder, adică iese în decor, iese de pe drum, e normal să-i spui că a părăsit carosabilul, a părăsit drumul și să-l ajuți. Când se face mare, nu-l mai poți ajuta, dar când e mic, poți. Copiii nu au dreptul să-și cinstească părinții doar dacă merită, pentru că orice părinte merită să fie cinstit prin statutul lui de părinte. Găsirea defectelor la copii ca să nu îi iubești este simplă. Și găsirea defectelor la părinți ca să nu îi cinstești e la fel de simplă. Dacă nu vrei să iubești un copil, vei găsi suficiente motive ca să explici de ce nu îl iubești. Ba că e neastâmpărat, ba că seamănă cu ceilalți părinți ai soției sau ai soțului, ba că ai investit educație în el și nu s-a lipit nimic de el și ți-ai pierdut vremea. Dacă vrei să nu-ți asculți părinții, vei găsi o grămadă de motive. Ba că nu ți-a petrecut timp cu tine, ba că nu te-a ajutat la vremea copilăriei. Știai că eu am crescut fără părinți? Nu ai dreptul să nu-ți iubești copiii, niciun drept. Nu ai dreptul să nu-ți cinstești părinții, niciun drept. Dacă totuși încalci această culoare roșie a semaforului, știi bine că există amendă. Știi bine că există pedeapsă. Ascultarea și cinstirea părinților nu depinde de calitatea vieții părinților și nici de calitatea educației lor. Esau a ales să-și nesocotească dreptul de întâi născut. Biblia ne spune că el și-a vândut acest drept pe mâncare. Esau a ales să dea prioritate instinctelor în fața principiilor. Pentru un instinct, instinctul de foame, a călcat în picioare un principiu, principiu de a lua locul tatălui său când acesta murea. Și a fost așa de neînfrânat, condus de instincte, de pofte, de patini, încât a spus: ce rost are să fiu eu lider leșinat de foame? Mai bine sunt nelider, dar sătul. Nimic nu e mai important astăzi decât să fii sătul. Și pentru a fi sătul, îl părăsești pe Dumnezeu, îți părăsești nevasta, îți părăsești casa, îți părăsești serviciul, îți părăsești biserica, părăsești caracterul, părăsești manierele, părăsești buna creștere, educația, părăsești tot, numai ca să fii sătul. Că asta e important. Cine mai și-aduce aminte că Iisus a spus așa: omul nu trebuie neapărat să fie sătul de pâine, că nu se întâmplă nimic dacă odată trece peste un lanț sau peste o zi, sau peste trei de mâncare. Ci ar trebui să se hrănească și din cuvântul lui Dumnezeu. Dar trăim într-o vreme în care dacă nu mănânci odată, mori. Mori, se întâmplă ceva. Acesta este umanism. Poartă-i de grijă. Poartă-i de grijă că slăbește.
După 60 de ani o să te ajungă din urmă că ai postit. Poartă-i de grijă, umanismul. Omul e în centru. Aranjează-l. Pe Dumnezeu lasă-l în pace, că l-aranjează religia. De aceea ne comportăm cum vrem. Pentru că nu ne pasă de el, ne pasă de noi. Și din când în când avem manifestări religioase. Trăim în mijlocul unei lumi care se comportă așa. De aceea biserica nu trebuie să fie contaminată de spiritul religios al lumii care de fapt îl urăște pe Dumnezeu prin religia ei. Esau a ales imoralitatea și viața lumească, deși a fost fiul patriarhului Isaac. Cine n-ar vrea să fie fiul unui patriarh? Biblia spune, vegheați să nu fie nimeni curvar sau lumesc ca Esau. Uitați ce spune Noul Testament, Evrei 12 cu 16 despre Esau. A fost lumesc și a fost curvar. Vechiul Testament nu ne spune așa de simplu treaba asta, așa de direct. Dar Noul Testament, prin descoperire dumnezeiască, face o sinteză, o concluzie a vieții acestui bărbat. Nu, ni se pare doar că a fost mai slab de minte și mai tare cu trupul. În concluzie, aș vrea să vă aduc aminte că atunci când Esau a fost copil, a fost fiul lui Isaac, patriarhul. Adică un copil cunoscut, respectat, faimos, fiind fiul lui Isaac. Când s-a făcut mare, însă, a fost un ignorant, un curvar, un lumesc, un însingurat, un violent și un răzbunător. Când a fost mic, a primit onoarea tatălui, iar tatăl și familia și-a împărțit reputația bună cu el. Când el s-a făcut mare și a început să facă alegeri personale, s-a dovedit că lipsa educației din copilărie și probabil și zestea genetică defectuoasă l-a transformat într-o persoană care a creat o grămadă de rușine familiei și o grămadă de probleme. Dimpotrivă, Iacov, care s-a bucurat și el de onoarea unei familii ca și Isaac și Rebecca, când s-a făcut mare, a ajuns să ajungă al treilea patriarh, Avram, Isaac și Iacov. Nu există nicăieri în Biblie Avram, Isaac și Esau. Amândoi au avut aceleași privilegii. Unul a devenit patriarh după tatăl său, iar celălalt a devenit doar o persoană frustrată care n-a reușit să facă mare lucru cu viața lui. A vrut să dea lecții părinților, să-i corecteze pe părinți. Niciodată părinții nu pot fi corectați de copii, pentru că părinții nu pot accepta să fie corectați de copii. Stimați tineri care mai aveți copii în viață, renunțați la intenția de a vă corecta copiii, de a vă corecta părinții. Este imposibil, niciodată sub soare nu s-a întâmplat așa ceva, că nimeni nu poate corecta de jos în sus pe cineva. Educația se face în jos, nu în sus. În sus se face ascultarea și cinstirea. Iar dacă părintele nu merită să fie respectat, respectă-l pentru că te obligă Dumnezeu. Dumnezeu merită să fie ascultat. În Dumnezeu nu vei găsi defecte. Stimate familii Laza și Posteucă și dragi oameni ai lui Dumnezeu, într-o zi vom ieși la pensie de la serviciu, dar niciodată nu vom ieși la pensie din familie. Dimpotrivă, de atunci încolo, cât timp ne va mai da Dumnezeu, vom rămâne cu dilemele nerezolvate din timpul în care copiii au fost copii și acum s-au făcut mari. Mă rog lui Dumnezeu toată această investiție pe care El o face în noi, în calitate de copii ai Lui, să primească reacția unei atitudini de ascultare și de responsabilitate din partea noastră, iar noi și copiii noștri, noi și casele noastre, să fim semne în Israel și să fim niște purtători ai chipului gloriosului Rege Iisus Hristos. Amin.